Bună seara, stimați giurgiuveni, mă bucur să ne reîntâlnim la o nouă ediție a emisiunii Biserica în Actualitate. Ne bucurăm să ne putem revedea, reauzi, ne bucurăm că ați rămas fideli și ne urmăriți emisiunile și materialele pe care le pregătim pentru dumneavoastră. În cadrul ediției de astăzi vom avea un subiect fierbinte, un subiect al zilei. Și tematica de astăzi a emisiunii am numit-o Asaltul ideologic îndreptat asupra Bisericii creștine. Dați-mi voie să încep cu citarea unor cuvinte din Sfânta Scriptură a Sfântului Apostol Pavel în 2 Timotei, capitolul 3. Sfântul Apostol cumva îl punea în gardă pe tânărul slujitor Timotei, spunându-i să știi că în zilele de pe urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Am încheiat citatul sau cuvintele Sfântului Apostol Pavel. În ultima perioadă observăm că au fost câteva subiecte fierbinți pe agenda publică în mass media românească și nu numai. Pe data de 24 iunie, anul curent s-a adoptat rezoluția Parlamentului European numită Situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în Uniunea Europeană în contextul sănătății femeilor, așa numitul raport Matici. Recent am observat că și Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a luat act cu îngrijorare de recentele încercări de implementare a educației sexuale cu caracter obligatoriu în învățământul românesc, precum și de rezoluția europeană amintită anterior. Și voi cita din comunicatul de presă al Patriarhiei Române. Citez, Patriarhia Română își reafirmă poziția sa cu privire la păstrarea caracterului opțional al orelor care vizează educația pentru viață și avertizează asupra riscurilor unei educații sexuale cu un conținut ideologic potrivnic valorilor creștine și inadecvat vârstei copiilor. Am încheiat citatul. Dragii noștri, observăm o bătălie care se duce, o bătălie nu doar politică, ci și ideologică, deși observăm la primele aparențe o bătălie politică dusă fie în Parlamentul Românesc, fie în cel european, însă se duce o bătălie împotriva valorilor morale pe baza cărora au fost construite statele occidentale moderne. Și mai mult decât atât, observăm că din ce în ce mai mult în acest război virulent, ideologic, progresist, este îndreptat înspre Biserica lui Hristos și a valorilor creștine, iudeo-creștine. Domnul deputat Daniel Gheorghe, deputat PNL, spunea că, citez, o nouă monstruozitate specifică extremismului neomarxist și a politicilor relativiste, anticreștine și nihiliste care sfidează realitatea atât biologică cât și morală a umanității cu referire la acest raport Matici de care vom vorbi și în ediția de astăzi. Bătălia, spunea dumnealui, din zilele noastre este una a valorilor, iar societatea care nu va avea puterea de a stăvili aceste porniri destructive și amorale ale unei ideologii care neagă milenii de cultură și civilizație și sfidează însăși realitățile științifice, împingând condiția umană într-un carusel nebun al destructurării și barjocurei, oricărei urme de spiritualitate și normalitate, societatea respectivă se va prăbuși în neant, spunea dumnealui, am încheiat citatul. Dragi prieteni, în ediția de astăzi, așa cum am spus, avem un invitat special, îi spun un bun venit domnului Cristian Terheș, europarlamentar român. Bine ați venit în cadrul ediției de astăzi a emisiunii noastre. Bună și mulțumesc și eu pentru invitație. E o plăcere să fiu în mijlocul dumneavoastră.
Și pentru noi, de asemenea, este o dublă plăcere și ne bucurăm că ați acceptat invitația. Pentru început, v-aș întreba cum percepeți dumneavoastră această bătălie ca europarlamentar creștin, membru în grupul conservatorilor și reformiștilor europeni. Chiar putem vorbi de un asalt ideologic îndreptat înspre creștini asupra Bisericii lui Hristos? Cred că ați definit bine ceea ce se întâmplă cu sintagma asalt ideologic. Pentru că nu mai asistăm la un asalt împotriva credinței creștine de genul cum era în perioada stalinistă sau în perioada instaurării comunismului în România, când se impunea anumită agendă chiar religioasă, iar cei care nu se conformau agendei respective erau aruncați în pușcării. Asistăm în cazul de față la un alt tip de subversiune a credinței creștine, care nu se mai face nici cu bocanci, nici cu patopuștii, ci se face cu legi, se face prin redefinirea unor termene, se face prin folosirea unor cuvinte și interzicerea altor cuvinte, se face prin controlarea mesajului public. Vă aduc aminte că există deja țări în cadrul Uniunii Europene care criminalizează predicarea împotriva homosexualității, nu împotriva homosexualilor. Că aici, mă rog, eu cu duș întors să spun subiectul, că zici, e vorba despre oameni, vorbesc despre acțiuni în sine. Deci noi pe teritoriul Uniunii Europene am ajuns astăzi ca în anumite state, și tendința este de a se impune aceeași atitudine, linie, să spun, pe teritoriul întregii Uniunii Europene, să nu mai poți vorbi în biserică despre faptul că acțiunea sau actul homosexual ar fi un păcat. Mă rog, asta e opinia ta, ca biserică. Cine te poate îngrădi? Te-ai întreba. E, iată că încet se întâmplă chestiunea asta. Fundamentată pe Scriptură. Fundamentată pe Scriptură, dar cum să vă spun, alții, de exemplu, nu știu, musulmanii au o altă credință despre alte subiecte. Dacă vorbim despre dreptul la exercitarea libertății religioase sau libertății de expresie, fiecare cult trebuie să fie liber să-și predice credința pe care o are. Eu nu vorbesc aici dacă credința noastră, să spune, autentică sau nu e adevărată. Eu vorbesc că asta e, vorbesc aici strict din punct de vedere legal, constituțional, al tratatelor. Când vorbim despre libertatea de expresie, trebuie să fii lăsat să te exprimi într-o chestiune sau un fel în care tu crezi. Că altcineva consideră că ceea ce tu spui poate ar fi nefondat, e dreptul lui să creadă lucrul ăsta. Cum e și dreptul meu de a spune ceea ce cred și pe ce se bazează credința mea. Ori asistăm astăzi, s-a dovedit în timp că persecuția violentă, să spun, sângeroasă, n-a produs efectele scontate, că să și spuneam chiar și cu privire la perioada persecuției primare, nu? Că sângele martirilor, sămânța creștinilor. Ajungem astăzi la un alt tip de persecuție, care e mult mai fină, de catifia. Dar, repet, o persecuție unde ți se redefinesc termene, ți se introduc anumite legi, ți se introduc anumite restricții și oamenii care se vor naște de aici înainte vor fi, pe de o parte, tot mai constrânși, pe de altă parte, tot mai puțin expuși la un anumit mesaj, ca să poată, ca pe baza informației, să spun, și a mesajului pe care îl primesc chiar din partea bisericii, tot ceea ce noi numim în biserică kerigma, nu, predicarea respectivă, să aibă o viziune distorsionată cu privire la anumite lucruri. Pentru că dacă oamenii nu vor auzi, să spun, că actele homosexuale nu sunt ok în ochii lui Dumnezeu și conform Scripturii. Iar la școală vor merge și pe baza acestei educații sexuale obligatorii care se dorește a fi impusă și împotriva căreia și Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române a avut o reacție publică de lăudat. Și Biserica Catolică și Bisericile Baptiste Pentecostale am văzut reacții de la liderii acestor biserici. Chiar și noi am primit în Parlamentul European cereri sau petiții, să spun, din partea liderilor religioși. Ori dacă un copil nu se naște, îl dai la grădiniță și la grădiniță îi se spune că e ok să nu știu, să aibă relații sexuale și din grădiniță, nu îmi aleg foarte bine cuvintele aici. Din grădiniță îi se spune, din frage de pruncie poți să ai relații sexuale cu cineva de același sex. E ok dacă ești cu băiat, de exemplu, să te consideri că ești fată. Și dacă ești fată, să te consideri că ești băiat. Că tu, de fapt, genul ți-l alegi tu. Și dacă nu e sigur, înseamnă că ai un gen fluid, genul fiind un produs social care e diferit de sexul biologic pe care l-ai. Dacă sexul biologic e o chestiune care ține de biologie, de fiziologia
pe care o ai, genul e un produs social, să spun, creația ta, relația ta și relaționarea ta cu tine însuți. Și ajungem, iată, astăzi, în 2021, să promovăm legi, inclusiv la nivelul Uniunii Europene, care nu numai că sfidează natura, dar sfidează și rațiunea. Pentru că ajungi ca o persoană, un bărbat, de exemplu, care se consideră femeie, să îi se schimbe actele de identitate și pe actul de identitate să aibă genul feminin, deși el e mascul, bărbat, fizic și în toată firea. Și evident că am ridicat și eu problema asta în Parlamentul European, dar ce te faci cu ăștia care au genul fluid? Care dimineața să trezesc bărbați, pe la amiază își dau seama că sunt femei și pe seara își dau seama că sunt animale. Animale, efectiv. Câini, pisici, ce faci cu ei? Ori dacă acest principiu că tu schimbi actele de identitate în funcție de cum spune o persoană că e și nu cum îl vedem noi că e, ca să-l putem identifica, ce te faci cu unul care se consideră mașină? Că mai sunt din ăștia. Îi pui număr de matriculare? Nu-i mai are buletin? Adică ajungem într-o... E pur și simplu un absurdistan aici. Pentru că exact cum citați din Scriptură despre iubirea care la final, să spun, va fi o iubire nenaturală. La lucrul ăsta am ajuns astăzi. Și vă spun că primul șoc pe care l-am avut în Parlamentul European, când am început să vină primele acte asupra cărora să votez, deci când am început să le citesc, efectiv m-am luat cu mâinile de cap. Deci nu mai există, avem sesiune parlamentară ordinară și uneori extraordinară, dar ordinară e o dată pe lună, o săptămână, extraordinară pot să fie și două pe adică a doua sesiune într-o lună e o sesiune extraordinară. Deci nu există o astfel de sesiune în care să nu avem ceva de votat pe genul ăsta, pe LGBT, pe chestiuni de gen, pe femei care se consideră bărbați și bărbați care se consideră femei. Adică la un moment dat stai și te întreb, ok, înțeleg că vreți să faceți ce vreți să faceți, dar alte probleme chiar nu mai sunt în Uniunea Europeană în afară de acestea. Și aici am ajuns. Și am ajuns în situația asta pentru că de ani de zile, cumva, subiectul nu a fost destul de bine explicat public. Cetățenii, din păcate, nu știu ce li se pregătește, ce li se pregătește copiilor în școli, ce li se pregătește copiilor în grădinițe și vor ajunge la punctul unde, știți, e ca broasca aia care o pui la fiert. Încet. Pe când se vor trezi oamenii, va fi prea târziu să mai reacționeze sau să schimbe ceva. Din acest motiv, explic public de fiecare dată când am ocazia ceea ce se întâmplă, ce se pregătește, ca oamenii cel puțin să știe și să fie avizați, să spun. Și pentru noi este o plăcere că putem dialoga și comunica și putem explica lucrurile acestea. Am început citând din Sfânta Scriptură pentru că și noi, comunitatea creștină evanghelică din România, resimțim aceste vremuri grele din punct de vedere ideologic, nu financiar, dar cât ideologic toate adevărurile sau adevărul se relativizează, numai un adevăr absolut. Și de aceea, în ediția de astăzi, aș vrea să explicăm un pic ceea ce dumneavoastră resimțiți la nivelul Uniunii Europene, în Parlamentul European, așa cum ați menționat, de acolo se pregătesc cele mai monstruozități, cele mai mari monstruozități și acte legislative. Însă, de data aceasta, aș vrea un pic să... am făcut referire la acest raport Matis și dumneavoastră într-o ieșire publică ați spus, citez, acest raport vrea o schimbare a mentalului colectiv. Și v-aș ruga să ne spuneți câteva lucruri despre acest raport, care sunt acele aspecte vulnerabile și de ce se dorește chiar schimbarea mentalului colectiv. Termenul acesta sau noțiunea, titlul de raportul Matici. Matici vine de la numele de familie a unui europarlamentar socialist din Croația, care a fost inițiatorul acestui raport sau acestei rezoluții pe drepturile femeilor și pe drepturile sexuale și reproductive, se numesc. Prima problemă cu acest raport este faptul că se recunoaște avortul ca fiind un drept fundamental al omului. Avortul, actul în sine. Acum, am și spus asta în plenul Parlamentului European, putem găsi scuze pentru persoanele, pentru femeile care fac acest act.
aici, în fond și la urma urmei, Dumnezeu, care e dreptul judecător, știe motivele, să spun, pentru care o femeie a recurs la actul respectiv. Dar nu putem admite de principiu că actul în sine este un act bun. Este exact ca și cu crima, nu? Când omori un om. Ai dreptul la autoapărare, nu ai dreptul la a lua viața unui om. Ca efect al exercitării dreptului la autoapărare, poți să-l lovești pe unul și să leșine, sau poți să-i dai în cap sau să-l împuști și să moară. Dar dreptul pe care l-ai nu e să iei viața, nu să iei viața. Dreptul pe care l-ai este să-ți protejezi propria viață. Că în urma exercitării dreptului respectiv s-a întâmplat să iei viața altuia, vorbind de dreptul la autoapărare. Ori ei ce vin acum și fac cu avortul, răstoarnă tot ceea ce înseamnă construcție occidentală de 2000 de ani. Pentru că de la Iisus încoace, tot ce înseamnă construcție statală în vestul Europei și după aia s-a extins în restul lumii, a pornit de la această premiză iudeo-creștină că, în primul rând, omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu are niște drepturi și libertăți inalienabile pe care statul nu ți le ia și nu ți le dă, ci statul ți le recunoaște și ți le garantează. Protejează. Și în al doilea rând, credința creștină spune că acest om, creat de pe chipul și asemănarea lui Dumnezeu, deși păcătos fiind, a fost răscumpărat cu preț de sânge. Deci cumva îi plătit de două ori. Suntem valoroși în fața lui Dumnezeu din două perspective. Odată că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și odată că a plătit El, prin Fiul Său, preț de sânge pentru noi. Corect. Prin urmare, esența sau dreptul de la care pornesc toate celelalte drepturi și motivul pentru care însăși statele există și au fost create a fost pentru protejarea dreptului la viață. Că un om mort și în drept, să spune chestia asta, nu? Facultatea de exercițiu, aptitudinea de a avea drepturi și obligații e de la momentul nașterii, să spune, până la momentul morții. Un om mort nu mai are drepturi și nici obligații. Nu, că nu poate semna acte, nu poate să-și exercite nicio dorință, să spun. Nici păcatul nu mai poate să facă, cum explică și Pavel. Nu? Un om mort. Ei, dacă tot ce înseamnă sistem statal, vestic, a fost gândit în perspectiva că l-ai pe om în centru, cu drepturile și libertățile sale fundamentale și în jurul acestui om se clădește o construcție statală cu instituții și autorități publice, rolul acestora fiind de a proteja drepturile și libertățile fundamentale a persoanei, dintre care fundamentul și de la care pornesc celelalte drepturi, e dreptul la viață. Deci rolul statului nu este să dea dreptul unei persoane să o omoare pe altă persoană, ci să protejeze, să garanteze viața. Ceea ce face acest raport vine și spune că avortul, adică pruncuciderea, că asta e, trebuie să spunem lucrurile pe nume. Corect, da. Este un drept fundamental. Și acum puneți-vă următoarea situație. La un moment dat, dreptul fundamental, spun din perspectiva acestui raport, dreptul fundamental de a lua viața unui om intră în contradicție, într-un conflict, cu dreptul fundamental a celui care va fi omorât. Că despre asta vorbim, nu? Ăla vrea să trăiască, ăsta l-ar vrea să ia viața. Care dintre cele două are întâietate? Din perspectiva acestui raport, întâietate are dreptul la avort. Și nu dreptul persoanei nenăscute de a trăi. Sau care, că există situații când ai, un copil născut pe jumătate, să spun, și cu capul fiind încă în pântecele mamei, e avortat. E late-term abortion, îi spune în engleză. Avortul în ultimul termen, să spun, de, chiar înainte de a fi născut. Ori, ajungem în felul acesta, ca o societate vestică care s-a dezvoltat promovând viața și protejând viața, în urma votului pe acest raport, să devină o societate care promovează moartea. O cultură a morții și o societate unde dreptul de a lua viața altei persoane devine un drept fundamental. Mai mult, lucrul acesta se conectează cu moartea naturală. Deja există în foarte multe țări vest-europene această sinucidere asistată sau eutanasie, unde persoanele, bolnave sau care simt că și-au îndeplinit scopul în această viață, statul le spune, ok, poți pleci.
Dacă nu vrei să pleci, te mai ajutăm noi să pleci cu o injecție sau cu ceva. Ori ajungem în situația unde, vă dați seama, omul, cetățenii Uniunii Europene, vor ajunge să nu mai poată să dispună, nu numai cu privire la propriul lor corp, și se conectează această situație cu acest certificat verde digital, unde oamenii sunt cumva constrânși pentru a putea să circule în interiorul Uniunii Europene să se vaccineze. Deci tu ajungi să nu mai fii stăpân pe propriul tău corp. Va trebui vrând nevrând să te vaccinezi sau să te testezi ca să poți să te duci la lucru, să intri în magazine. Vedeți ce să spun și astăzi. Pentru libera circulație. Chipurile libera circulație. De fapt e o libertate, o circulație condiționată. Ori dacă cu certificatul verde digital oamenii nu mai au autoritatea asupra propriului lor corp, ajungi cu acest raport matic să nu mai aibă autoritate nici cu privire la propria viață. Pentru că cineva din afara lor, în urma unui vot al majorității, va putea decide că la fel cum la un copil născut că e ok să-i se ia viața, și la unul care e în viață să-i se ia viața, pentru că nu, îi pui o cheltuială prea mare pentru guvern sau pentru alte lucruri. Deci asta e primul, cel mai nociv, aș spune, lucru pe care acest raport îl conține. Al doilea aspect nociv. Până acum exista așa numită clauză de conștiință pentru medici sau pentru personalul medical de a nu face anumite acte medicale care intrau în contradicție cu propriile lor convingeri religioase sau filozofice. Și aici intră chestiunea cu avortul. Ori în moment ce raportul, din moment ce acest raport vine și spune că avortul este un drept fundamental, medicul, spune raportul, nu mai se poate preleva sau să se folosească de această clauză de conștiință, pentru că prelevându-se de ea îi încalcă persoanele respective un drept fundamental. Devine un robot. Exact. Al statului. Al statului. Aici e a doua. A treia. Faptul că acest raport susține că și bărbații pot să nască. Deci dintre toate nenorocirile pe care acest raport le conține, aspectul din acest raport care a stârnit cea mai mare atenție a presei și a publicului larg a fost acest aspect, că bărbații pot să nască. Și într-adevăr se menționează acest lucru în raport. De ce e o problemă cu noțiunea aceasta? Pentru că se redefinesc termeni. Remarcați că în ultimii ani s-a redefinit tot ceea ce înseamnă căsătorie. Nu mai este căsătoria uniunea dintre un bărbat și o femeie, ci până mai în urmă cu ceva timp era sau a devenit uniunea dintre unul și unul, care poate să fie un bărbat și o femeie, un bărbat cu un bărbat, o femeie cu o femeie. Deja se vorbește despre uniunea dintre mai mulți. Și nu dintre unul cu mai mulți, dintre mai mulți cu mai mulți. Pentru că o persoană poate să fie căsătorită cu 3-4, dar ăia sau ălea 3-4, la rândul lor pot să fie căsătoriți cu alții. Deci e o nebunie, o nenorocire despre ce vorbim. Incredibil, da. Dar asta e primul lucru, redefinirea căsătoriei. După aia, redefinirea noțiunii de mamă și tată. Deja există state în vestul Europei, sau zone din statele respective, unde pe certificatul de naștere nu se mai spune numele tatălui și a mamei. Părinte 1, părinte 2. Da, dar asta funcționează, părinte 1, părinte 2, cât timp tu ai căsătoria sau relația respectivă dintre două persoane. Că dacă intri pe poligamie sau pe multigamie din asta, unde sunt mai mulți, o să ai părinte 3, 4, 5, 6, 7. Vă dați seama, va fi drop down, ca la computer, știi? Și pui acolo cât de mulți. Iar ceea ce acest raport face, redefinește noțiunea de bărbat și de femeie. Raportul spune că bărbații pot să nască, de fapt spune așa, în situația în care bărbații sunt gravizi, după naștere să primească bărbații aceleași drepturi ca femeile. Adică lăuzie și ce drepturi mai sunt, medicamente și ce știu ce. Acum, poate cei care ne ascultă se întreabă oare asta, vorbește pe bune? Da, pe bune. Și noi râdeam pe culoarul Parlamentului European, care mai vorbeam, că întâi i-am întrebat pe cei care au votat. Zic, bune domnule, ok, naște, rămâi gravid. Pe ce gaură îl naște? Pe românește o spun. Deci sunt niște lucruri pe care sunt atât de absurde în acest raport și trebuie arătate ca atare. Mai este un amănunt. Odată ce bărbații pot să nască, în raport se menționează că persoanele care au menstruație trebuie să aibă, nu mai spun femeile, remarcați cum se schimbă.
cu o redefinire a unui termen simplu. Bărbații pot să nască, pe cale de consecință gravizi. Pot să fie nu numai femeile, ci și bărbații, prin urmare, în raport se spune persoanele gravide, nu mai spun femeile gravide, persoanele. Iar când se vorbește despre ciclu și menstruație, se vorbește nu despre femei, ci despre persoane. Și de fapt, această luptă ideologică este pe redefinirea unor termene și noțiuni care în mentalul colectiv au o anumită semnificație, o anumită definiție și vin acești neomarxiști care schimbă cu totul termenul respectiv. Și tu folosești mamă, tată, dar de fapt în mintea ta cuvântul respectiv spune o altă realitate. Și aici aș face o paralelă cu ceea ce am fost învățați la filozofie. Cuvintele, limbajul. Limbajul de fapt este comunicarea, să spun, prin limbajul verbal, se face o comunicare prin semne. Că semnul, chiar dacă e semn auditiv, să spun, prin sunet. Definiția semnului e următoarea. O realitate care cade sub incidența simțurilor, prin care se percepe o altă realitate. Când ai spus casă, în mintea ta automat se formează imaginea de casă, nu? Mașină, ai mașină. Ori ei ce vin acum și fac, ei știu că dacă ar schimba termenii, hai să spunem că căsătoria dintre două persoane care au același sex biologic, nu s-ar mai numi căsătorie, ar numi-o altfel. Nu știu, să o numim relație, nu știu de care. Automat în mentalul colectiv, nu? Lucrurile ar fi foarte clare. Asta e căsătorie, asta la altă e altceva. Nu știu, numiți-o cum vreți. Nu? Bărbați și femei. Ori ei vin acum și spun, nu, nu, nu. Noi vrem să folosim aceleași termene, dar redefinim sensul lor. Ori, la semantică. La semantică, exact. Și schimbând sensul cuvintelor, schimbă și realitățile. Atât psihologia cât și sociopsihologia spune că cuvintele creează realități. Cuvintele pe care le folosești creează realitatea în care trăiești. Acesta e și motivul pentru care în vest, de exemplu, la școală, mă rog, profesorii nu le spun elevilor, ești un prost, ești un, nu știu, cum se spunea la noi, că prostule, de ce nu ți-ai făcut teme? Nu o să găsiți chestia asta în vest. Exact pe motivul că dacă îi spui unui elev că e prost sau needucat, va deveni ca atare, nu? Că dezvoltarea unei persoane se face... Exact. Dezvoltarea unei persoane se face fie în urma celor din exteriorul persoanei care îi spune că e într-un fel și persoana încearcă să se dezvolte în felul în care îi se spune că e, sau pentru că persoana din for intern, intrinsec, vrea să se transforme, să intre într-un anumit grup, să facă parte dintr-un grup și atunci schimbă comportamentul în funcție de direcția asta. Ori la ce asistăm astăzi? Cu această redefinire a realităților, de fapt, acesta e cel mai perfid atac la adresa creștinismului. Pentru că dacă ne uităm, nu, credința creștină, văd că aveți o Biblie în față, nu? Noi numim Biblia și cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul nu numai pentru că e un cuvânt scris, dar înainte de a fi scris a fost auzit. Că cineva a auzit cuvântul și după aia l-a pus în scris. Ori dacă ne uităm în Scriptură, tot ceea ce a creat Dumnezeu, a creat prin cuvânt. Dumnezeu a zis și s-a făcut să fie lumină, să fie luminător pe cer. Ioan explică foarte bine chestiunea cu cuvântul, nu? La început a fost cuvântul și cuvântul a fost la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Ori dacă noi, creștini, fiind, avem această credință că tot ceea ce a făcut Dumnezeu a creat prin cuvânt și tot ceea ce a creat El e bun. Și de ce e bun? Că e clar. Lumină, întuneric. Apă, pământ. O dihotomie. Deci totul e clar. În toate mesajele lui Dumnezeu către poporul evreu, către Avram, Isaac și Iacob, în mesajele lui Isus, în predicările lui Isus, nu o să găsiți cuvinte din astea cu mai multe sensuri. Totul e foarte clar. Cele 10 porunci, nu? De ce 10 și nu 10.000? Pentru ca să fie ușor de memorat, să fie foarte clare, să nu cutare, să nu ucizi, să nu minți, să nu faci cutare. Deci totul e foarte clar. Ori ceea ce se întâmplă astăzi, atacul de fapt la tot ceea ce înseamnă credință creștină și implicit biserică, nu? Că rolul bisericii în fond și la urma urmei în societate. Vedeți, foarte mulți am impresia că rolul bisericii este să facă slujbe. Credeți că Dumnezeu are nevoie de slujbele bisericii? Nu, zice că le urăște exact. În Vechiul Testament. Da, corect. Isaia, de exemplu, veneau la Isaia și se plângeau, de ce te ne rugăm și Dumnezeu ne ascultă. Și la un moment dat Dumnezeu îi spune lui Isaia, spune poporului, când v-am cerut eu să faceți
slujbe pentru lunile pline și pentru nu știu ce. Ce v-am cerut eu să faceți? Dreptatea să ajutați pe văduve, pe orfan, pe nu știu ce. Rolul bisericii după Iisus încoace sau de la Iisus încoace este în primul rând de a predica, de a vesti adevărul. Mărturisi. De a mărturisi. Ori mărturia aceasta se face cum? Prin cuvânt. Ori dacă aceștia vin și schimbă cuvântul, sensul cuvântului, te face pe tine ca un cuvânt care vestea adevărul până la un punct, să te facă ca acel cuvânt să vestească minciuna. Din acest motiv e important. Deci bătălia este de o, chiar și la nivel filozofic foarte fină. Puțin o remarcă. Dacă n-ai ochii și mintea deschisă, foarte ușor te pierzi în hățișul acesta de cuvinte. Pentru că un lucru pe care îl fac, ascund această trădare efectiv a credinței și a umanității în cuvinte care sună foarte bine. Remarcați titlul acestui raport. Raportul pentru protejarea drepturilor sexuale și reproductive a femeilor. Păi cine s-ar opune la așa ceva? Cum, domnule, nu vrei să ai femei sănătoase? Te opui la femeile sănătoase? Știi ce spun? Un alt exemplu, Green Deal-ul. Să vedeți cum se folosesc de această perfidie semantică pentru a ascunde foarte multe nenorociri în spatele unor cuvinte care la prima vedere sună foarte bine. Titlul legii, Green Deal-ul, Pactul Verde. Vai ce frumos, va fi numai verde. Da, de unde? Citește să vezi ce scrie. Cam cum e expresia aceea, afară vopsi gardul, înăuntru leopard. Exact. Ei, suntem în această situație astăzi, unde, cum spuneam, atacul la adresa credinței și la adresa bisericii nu se mai face violent și represiv, cum era în perioada comunistă, ci se face subtil, redefinind realități. Din acest motiv e important pentru biserică și pentru oamenii bisericii, indiferent ce poziție au, laică, preot, pastor, episcop, sinodul, din acest motiv spun că e foarte bine că au ieșit bisericile pe tema asta. Pentru că nu poți lăsa redefinirea acestor lucruri. Dacă s-a redefinit căsătoria, s-a redefinit noțiunea de mamă și tată, acum se redefinește noțiunea de bărbat și de femeie. Ce va ajunge să... Care va fi următorul pas? Se va redefini oricum, deja se redefinește noțiunea de drepturi și libertăți fundamentale. Deci dreptul fundamental pe care l-ai la viață ajunge să fie disprețuit și să ajungă dreptul de a lua viața să devină drept fundamental, să răstoarnă totul cu roatele în sus și se face subtil, pas cu pas, folosindu-se de lege și de cuvinte. Și este de fapt exact perfidia pe care și Satana a folosit-o cu Eva. Remarcați că în momentul în care Eva a fost ispitită de Satana, n-a venit Satana să-i spună Dumnezeu minte și vrea să vă facă să nu fiți ca el. Ci a început cu o întrebare retorică. E adevărat că a zis Dumnezeu să nu mâncați din pomul respectiv, că dacă veți mânca, veți muri? Și ea a zis da. Dar zice, nu e adevărat. Deci odată ce a intrat în dialog, remarcați cu o chestie simplă. Asemănată îndoiala. Exact. Și după aia Eva, văzând că fructul respectiv e frumos la vedere și vrenii de dorit și că dă înțelepciune, a zis, bă, ia să încerc. Vedeți? Și a început de la o întrebare simplă pentru că s-a jucat cu cuvintele. Ispitirea lui Iisus în pustie. Primul lucru pe care Satana vine și îl face, după ce Iisus postise 40 zile și 40 nopți, îi spune acestor pietre să se facă pâine. De ce? Că știa că e foame după atâta timp, nu? Fizic. Și Iisus spune așa, nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci și cu cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Dar și ce i-a zis Satana lui Iisus și ce a răspuns Iisus, e tot din Scriptură. Unul s-a folosit de cuvânt ca să înșele, celălalt s-a folosit de cuvânt ca să stea drept. A doua ispitire, dacă tu ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te de pe creasta templului, că îngerii te vor prinde ca să nu se rupă niciun os din corpul tău, nu? Nu ispiti pe Domnul Dumnezeul tău, și unul și altul. Satana vrea să-l împingă, știind că trebuie să se împlinească o profeție a Vechiului Testament, care s-a împlinit de fapt pe cruce, că nu i-a fost rupt niciun os. Iisus, pe partea cealaltă, a rezistat folosindu-se tot de cuvânt. După aia, nu, tot ce vezi în jur e numai a mea, închină-mi te mie. Nu, și tot îți dau ție tot ce vezi aici. Doar un singur Dumnezeu este și lui să slujești. De vedeți,
inclusiv în ispitirea lui Iisus, că de fapt cele trei ispitiri ale lui Iisus reiau ispitirile la adresa Evei. Totul s-a făcut prin cuvânt, nu primită, nu i-o da bani, nu i-au dat, știți? Deci noi vorbim astăzi, avem impresia că această lucrare a răului neapărat se face prin chestiuni, prin corupția aceasta, prin acte de corupție, să spun. Nu, prin cuvânt. Ori dacă nu suntem atenți la cuvinte, foarte ușor putem fi amăgiți, păcăliți de fapt, și din acest motiv și vorbesc public de lucrurile acestea, pentru că, mă rog, având și cunoașterea biblică, să spun, pe care o am și background-ul pe care l-am, le văd lucrurile acestea și le vorbesc tocmai pentru ca oamenii, cetățenii, creștinii să fie aware, cum se spune, conștienți de ceea ce se pregătește. Sigur, fiindcă ați amintit de background-ul dumneavoastră creștin, că a fost slujitor în Biserica Greco-Catolică, v-aș întreba cum credeți că va trebui Biserica lui Hristos în astfel de vremuri, în contextul de astăzi, să lupte față de noua ideologie de stânga, neomarxistă, progresistă, care, iată, vedem că vine cu o agendă străină de valorile creștine, valorile lui Dumnezeu, și pune în scenă astfel de reglementări care nu sunt decât un atac direct, frontal, la adresa lui Dumnezeu, autorul, creatorul vieții. Am devenit mici Dumnezei sau vrem să-L înlocuim pe Dumnezeul cel suveran. Fiindcă vedem aceste asalturi și le-ați menționat și le-ați clarificat, în partea aceasta a doua a discuției noastre aș vrea un pic să vorbim practic despre modul în care ar trebui să ne apărăm, modul în care ar trebui să reacționăm, bineînțeles, în limita bunului simț și păstrând echilibru și perimetru așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Da, ați menționat foarte bine poziția, să spun, pe care am avut-o de, a zis, fost slujitor în Biserica Greco-Catolică. În momentul, am fost și sunt preot greco-catolic. Dar în momentul în care am primit această ofertă de a candida în Parlamentul European, tocmai pentru a nu implica Biserica în politică, pentru că în Biserică toată lumea trebuie să aibă ușa deschisă, indiferent de opțiunile politice, și păcătosul nu trebuie să aibă loc în Biserică. Am cerut să fiu eliberat de toate obligațiile acestea sacerdotale, tocmai pentru a nu implica, să spun, biserica în politică. Rolul bisericii, în schimb, este să vestească adevărul. Biserica trebuie să fie acel reper în societate, care vorbește despre valori, nu împotriva unui partid politic. Asta o fac oamenii. Biserica trebuie să spună de ce e important să aperi dreptul la viață, de ce e important să aperi drepturile și libertățile fundamentale. Toate aceste lucruri despre care am vorbit până acum în cadrul acestei emisiuni și despre care s-a vorbit în societate de 2000 de ani. Acesta e rolul bisericii și menirea bisericii. Din biserică însă trebuie să se nască, să se ridice oameni politici. Oameni politici care înțeleg importanța apărării dreptului fundamental la viață, importanța respectării drepturilor și libertăților fundamentale și în poziții publice fiind să promoveze valorile respective prin legi și prin acțiunile pe care le fac. Pentru că așa s-a dezvoltat societatea vestică. Nu biserica a mers să facă legi, au făcut-o cei din Parlament. Dar cei din Parlament au nevoie să creadă în valorile respective. Dacă biserica însă nu propovăduiește, nu vestește aceste valori, evident că nici cei din Parlament nu se vor înclina, să spun, asupra acestui aspect, pentru că un om politic se duce după voturi. Acum vă spun, sunt pragmatici aici, nu? Sigur, înțelegem. Sigur. Deci merg după voturi și spun, bă, dacă biserica nu spune nimic, oamenii numai, pentru că nu mai nimeni cine să educe oamenii din perspectiva aceasta, atunci oamenii zic, da, ce? Progresism? Da, mă duc cu progresismul. Și că veni vorba de progresism. Remarcați cum au confiscat inclusiv termenul de progresist. Că inclusiv noi când spune, păi zice, asta e curent progresist. Acum eu vă întreb, este progres să spui că un bărbat poate să nască? Este progres să vii să spui că nu poți să intri într-un magazin decât dacă ești vaccinat și dacă ai, nu știu ce, certificat verde? Care e diferența între ce progres propun ei și ce era pe timpul lui Hitler, de exemplu? Că era aceeași chestie. Este progres că ți se încalcă drepturi și libertăți fundamentale cum era și în perioada comunistă? Dar vedeți, confiscând termenul respectiv,
confiscând termenul respectiv, ajung să controleze narativul, povestea publică, discursul public. Un regres mai degrabă. Păi exact. Vedeți? Dar ei sunt, nu, suntem progresiști. Da? Deci dacă noi suntem progresiști, înseamnă că voi sunteți regresiști. Știți? Ori e important pentru noi să înțelegem puterea cuvântului, puterea limbajului și să explicăm lucrurile acestea. Cel care a dezvoltat această filozofie a limbajului și a venit cu această teorie că cel care controlează narativul sau discursul public controlează realitatea și mințile oamenilor a fost Marx. Deci el a venit cu această teorie, chiar are o întreagă filozofie, filozofia limbajului, unde explică lucrurile acestea. Din acest motiv, spun pentru creștini și pentru oamenii bisericii, e important să cunoască lucrurile acestea, să vorbească despre ele, să educe populația, ca populația în consecință să-și aleagă oameni care să-i reprezinte și să ia, să le apere interesele. Eu nu vorbesc aici dacă cineva crede în că bărbații pot să nască, că e ok să nu mai ai dreptul fundamental la viață, ci dreptul fundamental la a lua viața. Vor fi unii care vor vota astfel de oameni politici, pentru că unii cred în chestiunea asta. Dar eu vin și spun că fiecare dintre noi putem să ne așteptăm la ceva mai bun, la ceva diferit de genul ăsta. Dar pentru ca oamenii să poată vota, au nevoie de candidați care să creadă în chestiunile astea și să-și asume astfel de poziții publice. Să nu credeți că poziția pe care o am și ceea ce spun acum este o poziție ușoară. Suntem convinși. Pentru că presiunile sunt imense, amenințări, mai subtile așa, vezi că cu tare. Am mai spus și public și nu evit să o repet. După ce am fost ales în Parlamentul European, a venit cineva la mine și mi-a spus: vrei să faci carieră în Parlamentul European? Totuși, având 17 ani de SUA în spate, adică aveam un background, să spun, din punctul acesta de vedere și puteam face carieră. Și am întrebat, dar ok, sună interesant, ce înseamnă asta? Adică să fii un șef de comisie, să fii raportor mai important, mai cutare. Din punct de vedere a salariului, salariul e la fel. Banii sunt la fel. Că faci acolo sau că nu faci, salariul e la fel. Influența însă e diferită. Pentru că uite cum a fost acest Matici, cu acest raport a reușit să schimbe discursul public în toată Europa. Și de aici se împinge să se schimbe în întreaga lume. Fiindcă ați menționat de influența acestui raport, influență nefastă de altfel, poate o întrebare care stăruie în mintea ascultătorilor noștri este aceasta. Aceste rapoarte și aceste directive, aceste normative care sunt aprobate în cadrul Parlamentului European devin literă de lege sau obligatorii și în legislația națională? Depinde de tipul actului. Există așa numitul regulament sau regulation, cum îi spune în engleză, cum e regulamentul cu privire la certificatul verde digital, că asta știe lumea acum cu COVID-ul. Asta e un regulament care e obligatoriu peste tot și are aplicabilitate directă, adică parlamentele naționale nu mai trebuie să dea o lege ca să pună în aplicare chestiunea asta, are aplicare directă. Deci asta ar fi, să spun, cel mai primul gen de act normativ. Există după aia directivele. Directivele trebuie să fie transpuse în legislația națională prin legi. Așa numitele proceduri de infringement, dacă mai vedeți cu România, că n-a pus în aplicare nu știu ce directivă, cu prezumție de nevinovăție sau cu traficul de persoane, dau un exemplu. Deci ai reglementări, directive, aceste două sunt acte normative, adică acte cu putere de lege, care obligă statele, fie în cazul reglementării ei ia lege în sine, sau în cazul directivelor obligă statele să facă legi în direcția respectivă. Și există apoi rapoartele și rezoluțiile Parlamentului, care nu au putere de lege. Sunt cumva opționale, facultative, dar aceste rezoluții sau rapoarte creează o direcție, o orientare. Influențează. Influențează politicile publice ulterioare. Pentru că se întâmplă următorul lucru. Diferit de sistemul național, unde Parlamentul e cel care inițiază legi și implicit orice parlamentar din România, de exemplu, are drept de inițiativă legislativă. Deci în România un parlamentar poate să facă o lege, să facă o propunere de lege. În Parlamentul European nu se poate asta. În Parlamentul European sau la nivelul Uniunii Europene, instituția europeană care propune o lege este Comisia Europeană. Ori Comisia Europeană propune ceva
când are certitudinea că actul respectiv trece la vot. Dacă nu are certitudinea, nu o propune, o lasă acolo, o ține în stand-by. Ori tu când ai o rezoluție trecută în Parlamentul European, cum a fost acest raport Matici, sau un raport care îți spune că bărbații pot să nască, că avortul e drept fundamental, că trebuie să respecti identitatea de gen a persoanelor, nu știu ce, că obligi din frage de pruncie la educație sexuală. Ăstea sunt toate, raportul în sine nu produce nicio obligație față de nimeni. Dar văzând votul și cu câte voturi a trecut acest raport, undeva la 80 de voturi în plus ca să treacă, decât, mă rog, undeva trebuia să fi întors vreo 41-42 de voturi. 255 parcă au fost împotrivă. Da, dacă îi luam pe cei care s-au abținut și dacă luam din cei care au votat, au fost la 400 și ceva, am făcut noi un calcul, trebuia întorse vreo 40 și ceva de voturi și cădea raportul. 378 de voturi pentru. Da, deci 378 cu 200 și ceva, 40 ceva de voturi au fost abținere, care ălea se calculează pe minus, pentru că îți scade marja de mă rog, când se face quorum, vezi ce se întâmplă, sunt cei care n-au votat. Deci undeva la, cum am calculat noi, vreo 40 ceva de voturi aveam nevoie să le schimbăm de la cei care au votat cu plus să fi votat cu minus. Și se putea face dacă era mai mult timp și lumea știa din timp. Dar mă rog, s-a făcut totul pe ascuns și într-o săptămână numai s-au trezit europarlamentarii cu raportul pe masă. Vă dați seama de ce? Efectiv n-ai avut timp să reacționezi și să explici oamenilor ce se întâmplă. Dar o întrebare scurtă. A fost consultată biserica sau ONG-urile creștine, instituțiile creștine? Sunt teme cu directă... Da. Influența asupra bisericii și asupra vieții creștine. N-au fost consultate, dar vă spun un lucru. Nici bisericile, și sunt sincer aici, n-are rost să ne ascundem, nici bisericile nu s-au făcut auzite. Adică să poți să fii ascultat, trebuie în primul rând să fii auzit. Și ca să poți să fii auzit, trebuie să-ți deschizi gura. Adică trebuie să faci petiții, să-i suni pe europarlamentar, să scrii, să faci cu tare. Ori nu s-a făcut. Când s-a făcut prea târziu. Dacă era într-o lună, două înainte de vot și se vorbea în toată Europa despre chestiunea asta, despre acest raport, nu trecea. Dar pentru că nu s-a vorbit despre el suficient, a trecut prin, odată prin neparticipare și prin faptul că ceilalți au fost, mă rog, mai slab organizați. Exact ca și cu referendumul pentru familie. Nu? Majoritatea celor care s-au dus la vot au votat în majoritate covârșitoare în favoarea definirii căsătoriei ca fiind unirea dintre un bărbat și o femeie. Problema este că nu s-au dus suficient de mulți. Pentru că majoritatea au zis, bă, nu mă, scapă Dragnea, să schimbă legile justiției. Vedeți? Genul de minciuni, de manipulări care erau total false. Nu contează. În războiul acesta cu diavolul, diavolul se va folosi de orice minciună și înșelătorie să te facă. Dacă nu poți să faci rău, măcar să te ține deoparte de la a face binele. Fii indiferent. Exact. Că fiind indiferent și făcându-te să nu faci binele, îl ajuți pe el. Să-și facă treaba rea. Rea. Știți? Exact asta s-a întâmplat și la referendum. Din acest motiv, biserica nu poate sta deoparte. Oamenii bisericii nu pot să stea deoparte. Trebuie să se implice, să explice. Și implicit... Să se folosească, la biserică mă refer, de absolut toate pârghiile democratice pe care Constituția și tratatele și legile le pun la dispoziție, să își apere interesul. Și care e interesul bisericii în fondul celor mai? Interesul turmei, a oilor pe care le ai. Și al apărării adevărului Hristos. Evident. Evident. Cum suntem, mai avem câteva minute până la finalul emisiunii, cum am putea, am vorbit de biserică, de modul în care biserica ar trebui să se apere și să apere valorile cuvântului lui Dumnezeu, valorile lui Hristos, cum ar trebui noi, credincioșii de rând sau credincioșii laici care nu au o cultură și o pregătire sau un background eclesiastic, să zic așa, să se apere în fața acestui val ideologic, așa cum ați spus, în care termenii sunt denaturați, în care sunt atâtea subtilități. Cum ar putea să se apere în fața valului de manipulare? În primul rând să se informeze. Deci e important pentru orice creștin să fie la curent cu ceea ce se întâmplă și să înțeleagă miza acestei lupte. În al doilea rând, să înțeleagă influența pe care el însuși o are. Nu trebuie să fie toți europarlamentari, dar fiecare acolo în cercul în care e,
pe Facebook, între prieteni, între să vorbească despre lucrurile acestea, să le deschidă ochii la cât mai mulți. Pentru că fiecare, vedeți, toate sistemele totalitare când s-au instaurat în orice țară, primul lucru pe care l-au făcut a fost să îngrădească libertatea cuvântului. Pentru că prin cuvânt, vestindu-se adevărul, adevărul dezleagă oamenii, îi derobește. Da, asta spunea Hristos, vei cunoaște adevărul și adevărul va face liber. Exact. Ori tu, ca să poți să ții pe oameni sclavi, ai nevoie să-i faci pe deoparte pe unii să nu mai vestească adevărul și pe aia alți să mintă. Și totul se face prin cuvânt. Ori tu, dacă ai această licărire, să spun, unde tu vezi diferența dintre adevăr și minciună, din poziția de creștin ai obligația morală de a le deschide ochii și altora, de a fi tu lumina aia, luminița pentru ei. Că unii nu o să te creadă, alții, asta e. Dar tu fost datoria aia. Asta ar fi a doua chestie. A treia, cei care se simt pregătiți să candideze pentru funcții publice. Vedeți, foarte mulți creștini spun, toată politica e desfrânată. Toți ăia sunt niște ticăloși. Păi da, toți sunt ticăloși că voi nu vă implicați. Că dacă tu te-ai implica în politică și ai fi consilier local, primar, deputat, europarlamentar, nu? Când ți-ar veni o lege din asta, ai spune, bă, nu-i bună pentru popor chestia asta. Dar dacă tu nu te implici, să implică el alții. Vedeți cât de perfidă e jocul acesta al diavolului. Unde te face pe tine să nu te implici, dându-le culoar liber celorlalți. Care, știți ce-i culmea? Ăștia sunt minoritari, dar minoritari de genul sub 1%. Dar pentru că sunt implicați și organizați, ajung să intre în aceste funcții publice de unde îți dau legi după aia care se răsfrâng și devin obligatorii și pentru tine, care ești 90%. Din acest motiv spun al treia lucru pe care trebuie să-l facă, să candideze. Dacă se simt în stare și vor să facă această slujire publică, act de caritate, să candideze. Nu în ultimul rând, să voteze. Și când votează, să deschidă bine ochii. Pentru că știu, mă rog, creștini care au votat în modul cum au făcut-o și îi văd pe cei pe care i-au ales ce voturi sau ce propun acum în Parlament și spun, păi zice, n-am crezut că ăsta. Păi zic, dacă te uitai în recordul partidului respectiv și ce au susținut, acolo a fost. Dar ai preferat să negi evidența, să-ți închizi ochii la adevăr în speranța că, nu știu, va fi altfel decât cum e. Deci acestea ar fi cele patru puncte, a spune, lucruri pe care orice creștin le poate face și e important să, mai ales ultimele două, implicarea în viața publică, efectiv, candidând și votând, în fond și la urma urmei, acesta e singurul mod în care pot să apere efectiv credința. Pentru că în ritmul în care se merge, dacă creștinii nu se vor implica în viața publică, candidând și votând, asta e implicit, susținându-i pe aia care apără valorile respective, vor ajunge încet, dar sigur, sub chipurile că avem libertatea cuvântului, dar ai libertatea cuvântului, dar nu mai poți vorbi de cu tare lucru sau de alt lucru. Și în felul ăsta, oamenii, copiii vor crește în acest mediu cu... Toxic. Exact. Unde nu vor mai ști adevărul și neștiind de adevărul nu vor mai fi liberi. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste precizări, pentru aceste recomandări. Vom lua aminte și cred că și cei care ne-au urmărit au fost foarte atenți la ceea ce a spus dumneavoastră. E adevărat, trăim vremuri complicate, însă vremuri în care suntem încurajați și îndemnați să nu rămânem indiferenți. Vă dorim multă binecuvântare și succes, izbândă, biruință, să fiți acel europarlamentar mereu în gardă, așa cum ne-ați obișnuit, atent la ceea ce se pregătește peste noapte și noi o să vă promitem că o să ne rugăm pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Să aveți acest suport măcar spiritual, la nivel de spirit, de suflet, să primiți acea putere a lui Dumnezeu care să vă ajute să rămâneți drept, vertical și un apărător fidel al valorilor creștine, ale valorilor lui Dumnezeu. Vă mai așteptăm și pe data viitoare cu altă ocazie. Oricând, cu plăcere. Mulțumesc și pentru această invitație. A fost o plăcere să discutăm pe temele acestea și oricând sunt deschis să continuăm discuția.
Sigur, dacă va fi cu voia lui Dumnezeu, vom găsi și o altă oportunitate pentru a face acest lucru. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători, că ați fost alături de noi. Fiți atenți, fiți vigilenți, trăim vremuri grele, vremuri dificile, însă să nu uităm, menirea noastră lăsată de Mântuitorul Iisus Hristos este să fim promotori ai Luminii. Doamne, ajută-ne!